Sfântul Leon cel Mare, părinte al bisericii și apărător al dreptei credințe, este unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți papi ai Romei. Leon s-a născut la Roma într-o familie de origine toscană. A fost un om cu o importantă cultură teologică și laică. A fost ales pe scaunul episcopal al Romei în anul 440 și a slujit astfel biserica timp de 21 de ani. Perioada pontificatului său a fost una foarte dificilă. Leon a luptat neîncetat pentru puritatea adevărului de credință, într-o vreme în care foarte multe învățături greșite circulau în rândul creștinilor. Pe lângă tulburările interne ale bisericii, Sfântul Leon s-a confruntat și cu probleme legate de viața cetății. În timpul său, rolul episcopului depășea limitele pastorale ale bisericii. Au rămas în istorie câteva dintre momentele în care rolul său a fost unul covârșitor. În anul 452, de pildă, când împăratul Valentinian al III-lea cu întreaga suită erau refugiați la Roma de teama hunilor, ultima soluție gândită pentru salvarea Italiei a fost trimiterea Sfântului Leon la Attila. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Leon l-a convins pe Attila să se retragă la nord de Dunăre. Tot Sfântul Leon s-a implicat în negocierea păcii cu vandalii lui Genseric în anul 455. Însă ceea ce îl caracterizează cel mai bine pe Marele Părinte al Bisericii, Leon, a fost râvna pentru adevărul și acuratețea dreptei credințe. Sinodul al IV-lea ecumenic a lămurit învățătura Ortodoxiei despre cele două firi ale Mântuitorului, dumnezeiască și omenească, distincte și unite într-o singură persoană, cea a Cuvântului lui Dumnezeu întrupat. Acest sfânt sinod și-a bazat învățătura și pe lămuririle trimise prin epistolă de către Sfântul Leon, patriarhului Flavian al Constantinopolului, celebrul Tomos Leonic. Deși nu a putut participa la sinod pentru că întreg episcopatul apusean se confrunta cu invaziile barbare, știm din procesele verbale ale sinodului că Sfântul Leon a fost aclamat de părinții sinodali după citirea Tomosului. Iată credința părinților! Iată credința apostolilor! S-a strigat. Toți credem așa, cei ce au credința dreaptă cred așa. Anatema celor ce cred altfel! Petru a vorbit prin gura lui Leon. Leon a învățat potrivit credinței și adevărului. Se păstrează de la Sfântul Leon multe predici și scrisori care arată gândirea sa clară, înțelepciunea și zelul pentru credința adevărată. Să rămânem astăzi, în ziua sa de prăznuire, plin de nădejdea cuvintelor lui. Nimănui, oricât de neputincios, nu este refuzată partea sa din biruința crucii, ne spune Sfântul Leon. Nimeni nu este cu neputință de ajutat prin rugăciunea lui Hristos.